Invazie! Atacă oardă! Oh, oh, oh. Salut, salut! Bine te-am regăsit pe breasla haiducilor! Ultima dată l-am ajutat pe Dani să aducă un oardă în acea statuie și astăzi vreau să-i sperii puțin pe băieți. Oricum, în jur pe aici vreau să construiesc o zonă coruptă, însă ar fi interesant să-i și sperii cu această ocazie, așa că hai să vedem, reușesc sau nu. Ar fi super să dau de Peter acasă și ia uite-l acolo, Peter, invazie, ne atacă, Peter! Oh, 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 oh! Salut, oh, salut, salut! Oh, salut! Da, salut, bă, Peter! Vorbeam și eu cu lumea aici și... Ok, ce ok, ce s-a întâmplat? Hai să-ți arăt, mai bine ți-arăt decât să-ți zic. Ok, hai să mergem. Și ai văzut că a construit Dani un warden, nu? Da, m-am văzut ceva. Da, e pe partea aia. Și acolo au blocat un warden. Bine, l-am okay. ajutat să blocăm un warden, dar da. Și știi ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu o să-ți vină să crezi ce s-a întâmplat. Wardenul, pentru că era închis acolo, a crescut skulk sub el. What? Cum să crească, mă, skulk? Păi apără, mă, skulk sub el, dacă... Păi da, dar la warden n-are nicio treabă, nu... Ce treabă are cu skulk-ul? Păi știu că n-are, dar cred că-i oprins șeful wardenilor și e supărat, e alea și... Na, înțelegi tu. Doamne, bă, cine face ăsta, bă? Numai belele face Dani ăsta. Păi da, știu, numai belele face, că aduce warden, ne omoară wardenii ăia. Am trecut pe lângă el direct, mare bucată mi-o dat. Că mă uitam și eu să văd. Mamă, noroc că n-am mai trecut pe aici așa. Da, dar am trecut așa, l-a explorat un pic și nu m-am văzut scălcul ăla. Ia stai, mă, că nu, eu nu te cred cu chestia Hai asta. Hai să că vezi că tu... acolo-i scălcul. Ok. Hai că nu mă crezi. Hai, bă, știi că nu te chem degeaba. Da, ia uite, ia, ușor, vezi? Ușor. Ușor, hai că aici pe partea asta trebuie să fim ok. Ia uite. What? Vezi că-i scălc sub el? Ești nebun. Da, păi și cum o crescut? Cum? Nu știu cum o crescut, dar nu m-am văzut scălcul sub el. Ia uite. Bă, ce se întâmplă, bă? Bă, nu știu ce păi se întâmplă. Păi și asta dacă se extinde mai mult decât trebuie? Păi dacă se extinde, nu știu, vine acolo păstă casa ta, nu mai ai mos, o să ai casă de scălc. Păi nu vreau asta să se întâmple. Păi nici eu nu vreau asta să se întâmple, dar... Na, trebuie să ne luăm de Dani, să curețe, că el a făcut aici. Frate, după ce căciordește tot de la mine, mai și distruge toată harta de breaslă. Păi vezi? Băi, frate, păi și ce trebuie să facem acum? Ce ar trebui să facem? Păi ar trebui să-i zice... Bine, glumesc. Deci, ca să... m-ai crezut sau nu? Pentru... Să zic așa, 50% da. Na, ok. Ok, dacă m-ai crezut, fii atent. Eu vreau să fac să înființez o facțiune a skulk-ului și să dăm așa vina pe Dani ca să se ia toată lumea de el cu adus warden-ul ăsta aici. Perfect. Ah, perfect. Perfect. Ok, am venit omul potrivit. Bun. Pentru că, uite, eu aș vrea să fac aici o zonă din asta coruptă, cu copaci distruși și tot felul de chestii și atunci aș avea nevoie de un mic ajutor. Super, ok, păi atunci ce mai stăm la discuții? Păi uite, stai, avem și o inițiere în clubul ăsta, da, deci în clubul scălcului, trebuie să calci pe ăsta. Să calc? Așa, da, și acum bun, trebuie să calc bun. Și eu, ca să fiu și eu inițiat, știi? Gata. Gata, bun. Bun, hai că avem noroc. Da, avem noroc, bun. Păi, hai cu mine atunci. Adică dacă nu ne accepta în clanul lui, că practic ai acolo, boss acolo, se spawnea și ne omora. Bun, hai să mergem atunci și adunăm niște skulk, facem pe aici mai mare un pic și după îl chemăm și pe Dani să ne luăm de el. Bă, uite ce face wardenul tău. Bun, păi ai strâns tu ceva? Sau am vreo două stack-uri la mine numai, dar stai, nu avem niște lemn în apropiere? Să facem un double chest aici? Am eu, e ok. Hai tu, fă un double chest să las niște grass blocuri. Hai, Pitere, că am rezolvat acolo și l-am chemat pe Panda să facem ceva afacere, că au zis, domnule, are afaceri, chestii și să ne vedem acolo, știi? Bă, perfect. Hai că ar trebui să vină, ia uite că vine. Hai să-l sperim.
Bă, Panda, bă, să vezi, bă. Bă, e ceva nasol, bă. Da, mă. Să întâmple ceva nașpa pe toată harta. Da, hai să vezi. Vino cu aici, vreau cu aici, repede. Hai că ceva, e ceva mega nasol. Ok. Hai, Cos. Dar ce s-a întâmplat? Păi o să vezi, e ceva cu Ardenul. O să vezi, bă, ceva cu Ardenul făcut de Dani, bă. Da, mă, e o problemă cu Ardenul ăla pe care l-am adus, cred că avea vreo boală. Ce boală, mă? Bă, nu știu, bă, dar nu hai speriați, să vezi. Mă. Nu știu, dar hai să vezi. Dacă te apropii de el, okay. Am trecut și noi așa din greșeală, efectiv, și ne-am uitat un pic de aproape și uite ce s-a întâmplat. Da, uite ce s-a întâmplat aici. Uite. Bă... De, vezi ce șricăre, senzor. Băi, se extinde efectiv, se extinde totul. Bă, asta e o problemă. Da, e o problemă mare. Ok, bă, asta e o problemă mare. Și acu' e problema, nu? Păi nu știu. A lui Dani, că el l-a adus. Efectiv lui Dani, că el l-a adus, el a venit cu ideea asta. Oule, vezi, să nu vină altul. Ai grijă că poate să spawnează altul, n-ai mie aici. Băieți, bă, asta e o problemă, dar cum o rezolvăm? Păi nu știu ce să facem, dar da, trebuie să vorbim știu. Neapărat okay. cu Dani și trebuie să mai spunem la haiduci chestia da, asta. Da, trebuie să-i anunțăm, să știe ce se întâmplă. Uite, Puf, de exemplu, are casa pe partea aia și imediat ajunge la el. Păi da, el cred că o să fie primul care o să fie acaparat de tot sculcul ăsta. Da, și o să-i distrugă casa sau cine știe ce face, că la animale mi s-a părut că le omoară, cel puțin... Asta e o problemă reală și trebuie rezolvată. Dar cum? Trebuie să vorbim și cu Dani. Știi? Păi trebuie să-l tragem de urechi, că a fost ideea lui și uite că din Warden și-a ieșit. Nu trebuia să-l aducem aici. Băi, e prea aproape. E prea aproape da, de și l-am luat din Ancient City-ul lui. Și zice, bă, închem prietenii. Să nu devină brazla haiducilor, brazla Wardenului. Da, să ne bată pe toți. Mamă, e nasol, e nasol, ok. Bă, să sperăm. Acum n-avem ce să facem, nici nu ne putem apropia prea mult. O să lăsăm așa și sperăm să nu se mai extindă. Da, să sperăm că rămâne așa, dar nu cred că ne lasă el în pace prea repede. Și în cazul în care se extinde? Păi nu știu, maxim să stricăm ăsta, dar nu m-aș atinge de scălcul ăla, că... Nici eu nu m-aș duce prea aproape, uite ce se întâmplă. Da, hai să nu... Da, începe șricuri, hai să nu! Da, mai bine stăm liniștiți. Da. Totuși, cu ce deal ziceai? Hai să lăsăm pe ăla, că nu... Deja mi-e frică. Da. Bă, e un deal destul de important, sincer. Okay. Am verificat shop-ul tău. Da. Ai destule armor trimuri, însă e ceva ce-mi doresc eu așa personal pentru mine. Și sunt dispus să ofer o sumă destul de bună dacă îmi faci rost. Ok. Am nevoie de un trim pe care tu nu l-ai pe stoc. Okay, ce trim? Ce trim? Vex armor trim. Vex armor trim, păi înseamnă că trebuie să mă duc după un de la mansion, așa. Exact. Și asta... Nu zici tu rău, cât oferi? Ia zi dacă mă duc după Vex. Ok, o să-ți ofer 64 de diamante, dar cu o condiție. 64 de diamante. Ce, care sunt condițiile? Condiția este că vreau ca trimul ăla să n-apară încă pe shop la tine pentru o perioadă. Bun, facem atunci. Adică să-l am doar ce eu. Ce schemă! Bă, tu nu te, îți dau și ție 4 diamante, nu zici la nimeni, așa. Dar nu mă duc eu nicăieri, nici nu trebuie, da? Așa bun, că... Știi tu, vreau să am o oarecare unicitate și... Bun, păi dacă... O săptămână, cam așa. Bă, oricum, nu m-am uitat ce din astea are Blue, dar am și eu vreo două pe care el nu le are, știi? Păi cumpăr, oricum îți dai seama că vreau să cumpăr tot. Păi îți dai seama că o să-mi fac eu prima oară să stai așa 2-3 săptămâni așa și după aia ți le dau și ție la shop. Am înțeles. Bine atunci, păi batem palma, Panda. Batem și... palma? Da, okay. Batem palma, o să mă duc după el. Peter, hai în aventură. Hai să mergem. Plata acum sau la final? Am încredere în tine, deci plata la final.
iar aceasta a fost prima ofertă primită la magazinul de Armor Trimuri și sincer a fost una foarte generoasă, dar înainte de a merge în căutarea acelui Armor Trim am de făcut o afacere cu nenea Peter. Păi erau la mine la spawner aici, unde și puf, și-o băga coada o leacă. Bine, nu mă supăr. Da, ți l-o făcut ca lumea, știu că am povestit cu el, am fost pe aici. Și l-o făcut aici mișto și l-o, da. Da, ia uite, păi eram jos. Și eu entuziasmat că când am început seria și nu m-am fost poate foarte atent și am uitat să pun un slab. Da, și slab-ul ăla contează. Și uite, poți să stai aici AFK, e șmecher, șmecher. Da, 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 e fain. Oricum, hai să vedem de armurile alea atunci, că le-am amânat. Păi am aici de exact. E, nu vreau eu alea, stai că eu mi-am ales aici deja ce vreau, ia uite. Opa! Ia uite. Cine? Ia uite. Ele sunt acolo. Stai, să las din grass bocurile astea. Păi, dar tu de când le-ai pus aici? O, de mult, de mult, că ia uite. What? Să le combin să am armură full de... de aur. Mamă, dar ce nebun. Fii atent cum și le-a ascuns aici. Păi să nu le dezenchanteze cineva, că știam că ăsta e loc public, mai vine lumea. Dar vezi că mai am aici câteva șmechere. Uite, mai am cu unbreaking 3. Întrebe numai căști falling. Adică dacă ai căști cu respiration sau cu respiration dacă ai. N-am văzut. Uite aici sus am una cu projected protection, deci... Da, nu, că alea-s full. Că exact așa mi le-am ales. Ok, deci tu, ca să înțeleg, vrei să-ți faci tu o armură full gold, de înceantată șmecher. Da, exact, exact. Cum am făcut eu armura asta de cina mea. Da, și am planuri cu niște armor trimuri, dar nu-ți pot zice acum, o să bine, vină. Bine, e treaba ta asta, nu? Da, după da, ce da. Bă, cât poți să-ți cer pe astea, mă? Cât vrei să oferi? Fii atent, hai cât îți ofer? Stai așa, să mă uit cât am, că... Bun, ce pot să-ți ofer? Uite, eu cred că e un preț mai mult decât corect. Bă... Nici nu că se putea mai bine. Aia zic, un preț mai mult decât corect. Eu nu mai da. Aici, gata. Deci poți să le iei liniștit. Bun, le iau. Drajează. Bă, stai alea acum, bă. Ia să mai verific, bă, poate mai iei niște chestii pe aici ascuns. Nu, mă, eu la singur ascuns. Trebuie să mă mai uit, mă apuc aici de spart da. Într-un paranoic, așa mă fac paranoic, practic. Nu, stai și n-am mai... Eu n-am mai ascuns nimic, nu știu dacă o ascuns restul. Bă, și tu știi că eu am mai spart din astea, mă, că voiam să-l mut și nu știu ce și sau... Și n-ai dat de el. Și n-am dat, mă, de ăsta. Nu știu de cât timp îl ții tu aici, dar eu n-am dat de el. Am înțeles. Las că e bine. Oricum, mă bucur că am făcut afaceri cu tine. Și, nu știu, vrei să mergem împreună în mansion-ul ăla pentru panda? Bă... Da, da, o să okay. Mergem în mansion-ul ăla și, bă, eu nu prea sunt foarte pregătit, dar o să, da, am o eu să scut. Merg așa. Da, ai, un scut, eu un scut. Ai, stai așa, să-mi iau un arc de la tine, nu trebuie mai mult, un arc simplu. Ai arcuri aici de te plictisești. Stai. Bine, să găsesc unde că... unul full, dar nu este unul full pe aici, pe bune? Bun, stai, când fac eu unul full din 5. Le-a luat puf și și-a făcut el. Stai că din 5... Eu aveam mult mai multe arcuri aici. Da, aia știu și eu că am făcut vreo 20 de arcuri cât timp am stat pe aici. Gata, suntem rezolvați. Hai să mă duc să mă pregătesc și eu și... Pregătește-te și mergem. Va dura ceva până găsim un Woodland Mansion, așa că pe drum vreau să vă povestesc ce am mai făcut zilele acestea pe breasla haiducilor. De început s-a întors Puf din vacanță, așa că l-am provocat la un concurs de minat pentru că aveam nevoie de diamante. N-ai niciun diamant? Păi fii atent, nici eu nu mai am diamante, că am stricat vreo 20 de blocuri ca să le multiplic pe alea. Când ați strâns 20 de blocuri de diamante, mă? Am pickaxe cu Fortune. Și cu Silk. Bine, și eu. Bine, acum ai și tu? Fortune. Mi-a dat Dani. Ți-o dat Dani, nice. Păi atunci, nu vrei să mergem la un concurs de minat? Hai că fii atent. Fii atent. Îți dau torțe băgat, în da. Care... Așa, și... dăm puiul de la Dani. Da. E, detalii puiul de la Dani. Lasă. Stai să-mi... Uite, parchez măgarul. Parchez măgarul de la Broski. Nu o să supără Broski. Ok, ăsta o să fie Broski. Și aici rămâne tot sezonul. Eu nu-l mai mut. Eu l-am dărâmat, că era chiar prea la intrarea în casă și... Ok. Ăsta merge aici. Mai, eu, sincer, m-aș băca la un concurs de mirași și așa, da. Mică, dacă pierd... Păi fii atent. Concurăm și facem la final jumate-jumate. Aia, atunci nu prea mai e concurs. Da. Și
60-40. Ok, ok, câștigătorul ia 60 și pierzătorul 40. Să fie totuși așa cât de cât. Ok, ok, și ca să te vadă mobi în întuneric, să te lovească scheleții în poponeață, îți las ție asta. Am înțeles. Ooh, nice, protection. Păi l-am găsit prin Ancient City. Da, la, ce, ce, bă, 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 te-a plecat, ce ai făcut? Din păcate, după primele 15 minute, am văzut asta în chat. Puff a murit și a pierdut toate itemele, dar la finalul concursului tot a primit ceva. Cu atâta m-am ales. Cu asta? Cu atâta te-ai ales astăzi, e bun. Mersi de unelte, măcar, care am întâlnit în pădrum. Păi da, am zis să, să fie câteva unelte. Ce? Ce? Cum să nu-ți fie ciudă nou după aia? Adică serios acum. A, lasă că împărțim. Asta-i, împărțim prietenește. Că dacă ai murit să, să da, fie uite, acolo. Dar uite, măcar ai găsit o grămadă de diamante. Aia e bine. Așa. Păi, cred că dacă... Ia zi. Da, eu, de fapt, eu nu știu câte am avut. Cred că am avut și vreo 15 sau 16. A, ok, ok. Da, dacă le găseai și pe alea, câștigai. Da. Lasă că știi cum e. Iau eu cărbunele, așa. Nu stai că mi-ajunge. Iau eu aurul, diamante, atât. Și restul poate să fie atale. Ce zici? Să fie primit, zic eu. Ok, așa facem. Și numai bine facem, fac rost și de niște experiență acum dacă tot am chestii de prăjit. Am ajuns la bază după concursul de minat cu Puff și acolo mă aștepta Edi ca să-mi vândă ceva. Singura chestie pe care nu ai. Ah, ah, ia zi. O, netherite upgrade, a? A, și vrei, vrei să-mi vinzi, ai venit, ai venit să vinzi. Da, să te chelesc și mai rău. Ah, bine, cât vrei pe el? Mă, mă gândeam așa că primul, dai seama, că primul după postul multiplici mergea la vreo 25 de diamante. 25 de diamante, mamă, da. Stai așa, fii atent. Vrei d-astea? No, diamante. Okay, stai să văd. Deci numai diamante vrei. Da. Nimic, mai am niște aur, mai am niște fier, nu vrei fier? Ui, are blocul de diamant în mână și nu vrea să-mi dea. Bine, două blocuri de diamant merge. 18 diamante. Eu zic că sună bine. Și după când le vinzi? După... Astea-s cam scumpe. Bine, fii atent. Și un name tag. Două blocuri de diamant și un name tag. Trei blocuri de diamant. Păi stai bă, bă, era 24 și acum încerc 27? Și 24 era 25, am zis. Așa, am încerc 27? Dacă nu vrei să dai, apasă pe un blocuri, na. Stai să văd, dar nu mai am nimic aici. Stai. Stai să mă gândesc. Ia uite, fii atent. Două blocuri de diamant și un Dune Armor Trim. Bine, hai. Ok, hai să nu mă chelești chiar atât de rău. Bun, mersi, mersi. Gata cu poveștile că am ajuns la mansion și vă spun de pe acum nu va fi prea ușor. Bun, pregătit? Nu sunt pregătit deloc, bine, eu sunt destul de pregătit, dar la tine e mai... La mine e mai nasol, da, da, e ha. Da. Bă, o să încerc să stau aici în spate, mă ocup de aia care pot, o să profit de ex-ul ăsta, că am șarnes pe el. Bun, și profită și de ăsta, cum se numește, de arbaleta. Bă, dar nu am niște torțe. Da, am luat eu. Da, eu stau în spate, perfect, eu stau în spate și dau cu arbaleta. Așa facem, perfect, hai să-i luăm la rând. Fii atent, aici, credeam că e cu fără în partea asta, nașpa. Nu este. Hai să vedem, o luăm așa încet. Partea asta, să nu ne seară uite aici, un cufăr cu niște Dark Oak Sapling. Ah, ok, ok. Aici, să vedem. Hai că stau eu cu crossbow-ul. Uai, eu stai, fugi! Fugi! Păscări în jos! Ia-o, păscări! Vezi că vin toți după tine! Observ, îi scot afară! Stai că acum vin după mine, Aștur! Stai să-i bat! Vin acum! Vin după mine! Hai, păscări în jos! Trei jos! Acum vin! Sunt mai mult? Bă, sunt prea mulți!
I-am scos afară și trag în ei. Bun, hai că bine. Bun, hai că am omorât și eu unul. Mamă, dar mie îmi dă două hituri efectiv. Păi da, dar vezi că sub mine pe aici. Bun, hai bun, că bun, i-am hai adus că eu. Hai, bun, bun. Dar tot au rămas vreo 2-3 acolo. Păi da, dar când am intrat aici am văzut câți îs. Gata, hai că e bine. Opa. Opa, hai pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta. Hai, 3, 2, 1 și dă-i, dă-i, dă-i. Bun, fugi, fugi. Fugi, 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 fugi. Stai să-ți dau totem, ia totemul. Așa, ia-l și pune-l în mână. N-am cum. Da, cred că are agro pe tine. Foarte bine dacă are agro pe mine măcar. Aulă, dar îmi dau și ăștia o inimă. Vezi că vine creeper. Am văzut. Bun. Hai să și dormim. Bucată, vezi că îți dă. Ține totemul în mână. Îl țin. Ia uite, încă unul. Hai să-l batem rapid. Dă-i. Bun. L-am luat și fugim. Ca să-i batem, să batem vechiurile. Îs doi vechi. Trei. Bun. Bun, unul s-a dus. Bă, am auzit ceva. Nu, fugi. Fugi că mai e încă unul. Mamă, ce mi-a spart totemul. Nu muri. Nu mor, dar fugi. Am dat-o pe el. Că mai e încă unul acolo. Aoleu. Da, că o mai spawnat. Ieși, fugi afară, hai afară. Ok, am mai dat eu un hit. Hai afară. Vai. Stai mă, nu fugi, vino cu a. Păi nu, dar știi care e problema cu ei? Că mai e încă unul de ăsta. Ce o spawnat. Uite-le. Și-s cam mulți. Mamă, băi, vreo 3-4. Da, aia zic că-s mulți. Sunt foarte mulți. Ok, am mai omorât eu 2. Că mai erau un evoker pe acolo. Și de aia s-o spawnat atât de mulți, vezi? Uite, bă. Fugi. Hai să fugim, hai afară. Hai că i-am prins cât de cât. Bun. Aoleo. Operațiunea vin vechi și. Bă, dar chiar că vin. Au! Hai că ți-am făcut un drum cât de cât să vii. Dacă reușești. Trag eu în ei. Acum încerc. Mamă, dar... Aoleo, bă, dar de unde? De aici, de undeva, de sub noi îi. Dar nu dau seama de unde. Ne băgăm? Bă, dar ia uite-l. Uite-l, mă, șobolanul. Uai, cât ți-o spawnat. Mor. Uai, mor. Aleu, stai că și-o mor. Fugi. Stai că trebuie să mă regenerez, altfel mă duc. Du-te aproape de evoker și cred că dacă... Ah, ok. Stai că sparg aici. O să aibă și pe mine. Stai. O să mă ignore pe mine. Ok, i-am spart aici. Bun. Trage în el. Trage. Bun, încă una. Mor. Bun, l-am omorât. Fugi. E mort. Bun. Hai că putem să fugim acum. E mort șolobanul. Bă, dar groaznic de la distanța aia să ia agro pe noi. Ne-au văzut prin geam. Îmi place cum l-am bătut pe ăla amândoi împreună. Da. Ok, hai. Bun. Mamă, stai că vin toți după tine. E ok. Că mă duc rapid, fii atent, fac o schemă și... O, la cap și de vex, normal. Super, mă duc să iau ăsta. Gata, l-am luat, vin. Bun. Oh! Să am și eu totem în mână. Bun, okay. Acum mă simt mai nice. Safe. Mai e unul aici. Poți să Bun. Intri tu să pui torți acolo? Da, și fii atent, mai fac paturi aici sus. De-aia am la lână, n-am luat eu degeaba. Bun. Da, gata. Și mă duc să pun torțe. De aici cred că trebuie să găsesc și ce căutam noi, sincer. Armor trim-ul ăla. Ia să vedem. Stai să-i omor pe ăștia. Cred că deasupra aici? Da. Trebuie să fie ceva cufăr. Bun, dă-i. E un cufăr? Da, hai să și vedem. Și ai și armor trim. Oh, nice. Hai că vin. Bun, mamă, armor trim, superb, și un lead, un name tag, hai că suntem bine, mai fac și niște nice. Torțe. Ăla, okay, suntem that's bine. Nice. Hai că am reușit, chiar a fost challenging, sincer, bătălia asta și îmi place. Dar să dormim un pic.
Mai auzi ceva? Mai auzit ceva? Am auzit unul. Și eu l-am auzit diferit, deci cred că e aici. Ia uite-l. Dă-i. Ai pe el repede. Dă-i. Bun, l-am făcut. Bun, am murit. Și mai încă unul, Dă-i. Dă-i, bun. Gata, am fugit. Hai că l-ai omorât tu. Dă-i, am omorât pe amândoi. Hai, fugi. Că acum trebuie să batem vechi. Hai, bine. Mamă, ce noroc avem că ne regenerăm cât de cât ok. Da. Au! Fugi, auleu. Că te prind băieții. Stai că sparg aici. Bor. Fugi. N-ai totem. Oh. Ba da, dar nu vreau să-l consum. Ok, mamă, stare foc. Gata, l-am bătut pe ăla cu focul. Bun. N-o să mint, a fost mega greu în mansion, însă măcar am făcut rost de acest Vex Armor Trim pe care îl voi vinde lui Panda după ce îl multiplic și eu ca să-l am acolo. Și am 6 de ăștia, dar nu știu exact ce să fac cu ei. Intră bă și tu în barcă! Așa, bravo, 2 sunt barcă și cu ăștia 4 cred că am destule lese pentru ei ca să-i blochez aici. Aparent am încurcat lesele cu name tag-urile, pentru că name tag-uri am 9, însă lese una singură. Totuși aș mai putea crafta acum că mă uit aici. Dați-mi bre, lese. Așa, lead-uri, perfect. 2 bucăți, nu-mi trebuie mai mult. Și ai venit aici? Perfect. Ia, pune-te acolo, lângă prietenul tău. Și mai trebuie să fie unul pe aici. Nu știu, sus în jos sau aici sus. Nu, să știa 2 aici. Să ia 2 jos, ălalalt se plimba iurea și nu știu unde e al 6-lea. Sărind peste asta, voi duplica acest armor trim, parcă așa era, gata. Am 2 Vex armor trimuri, pe unul îl pun în acest bundle, unde sunt toate, numai să fie netherite upgrade-ul ultimul băgat. Și pe acesta o să-l duc lui Panda pentru acel stack de diamante. Hai că-i văd numele lui Panda, eventual să-l sperii un pic. Stai așa, venim aici și să trag în el. A, te-ai întors la fix. Salut! Salut! Ce faci? Da, păi uite, am venit în vizită, am ceva pentru tine. Oh, deja? Așa deja. Repede? Păi în 2 ore cu Peter ne-am dus, ne-am plimbat, ne-am bătut și ne-am întors. Bă, foarte rapid magazinul tău, îmi place, cred că o să mai cumpăr chestii pe viitor. Păi poți liniștit, îți fac și o ofertă că la cumpărător, că ăștia trebuie să avei grijă. Mulțumesc frumos și acum plata imediat. Ia, da, stai, nu mă grăbesc. Hai cu mine în casă ca să nu te țin afară. Păi nu, că mă uit un pic afară și după aia vin. Bă, dar arată bine, îmi place ce ai făcut pe aici. Bă, mă bucur că îți place. Și o să mai urmeze chestii. Peștera aia, ce-i cu ea? A cui baza aia? Capul ăla de schelete? Da, craniul ăla. Ei, acolo e altceva, e tot al meu. A, serios? O să-ți arăt și acolo. Dacă vrei. Păi vreau, că cine știe ce e acolo? De fapt, parcă nu vreau, că faci ritualuri pe mine, că e craniul chestii, nu vreau să mă dau ofrandă. Nu e niciun ritual, bro. Atunci. Întâi hai să-ți dau banii. Bun, vin. Ia să vedem pe unde i-am. Ok, am aici banii pregătiți pentru te. Tu de unde ai discurile astea? Mov, roșu, alb? Păi când mai stau așa la minat și fac caving, mai încerc să aliniez creeper cu schele scoale, mă pricep destul de bine. Ok, deja. Am o copie dacă vrei, uite, poftim un cadou dacă tot ai venit super, pe aici. Mulțumesc, apreciez, că și eu vreau să-mi fac o mică colecție. Îți dau, o să adun eventual din alea verzi, galbene dacă n-ai și... Da, o să le adun doar așa, doar pe skill, nu o să fac fermă. Să vedem dacă mă descurc să le colecționez pe toate. Păi atunci, când mai vii pe la mine, adu-mi aminte de music disc-ul de la Warden, să-ți craftez unul. Ok, când ajung, zic. Până atunci, uite aici, poftim. O, super, dar trebuie să-ți dau înapoi din ele, că vreau să cumpăr mending. Păi vreau 3 cărți de mending și atunci a 4-a e gratis, nu? Apla trai gratis. Așa, deci 2, 3, 4 și punem aici. Gata, am pus acolo frumos. Mulțumesc frumos. Mi-a plăcut să facem afaceri. Da, eu cred că mai facem afaceri, că am văzut stupii ăștia. Și aș vrea niște ceară care arată groaznic la acoperișul ăla de la turn, așa verde. Și vreau să-l fac frumos cu portocaliu, ca aici. Bă, am trecut pe acolo și am văzut că am oxidat tot, sincer. Și am pe aici niște ceară. Ok. În chestul ăsta. Bun, cât vrei pe 3 stack-uri? Cred că ajung. 3 stack-uri, bă, sincer, s-adună destul de repede ceara. Nu stau eu să
Da, 3 stack-uri, eu zic că... Bă, 3 diamante, mă. Ok, 3 diamante, dă-i să fie 4 acolo, că mi-ai dat și discul ăsta. Și Nu e atunci... problema, ăla a fost cadou, dar ok, nu zic nou diamant, e, îmi place. Cum să, cui nu-i plac diamantele? Uite, dacă m-ai trimis în mansion, am făcut rost și de totem. Avem amândoi câte unul. Bun, mă, nenea Blu, ia fii atent aici la mine. Da, hai să văd ce e aici. Craniul ăsta imens. Dacă tot ești aici și Da. cine o să mai vină pe aici, vreau să-ți cer o părere. Bă, ce aș putea eu să-i mai pun ca Sticlă din aia detalii? închisă. Sau black concrete în ochi, cred că ar merge. Aia zic, să se vadă puțin mai multă adâncime, că parcă nu are adâncime. Are adâncime, dar Fishmaker se vede așa închis, un pic mai horror, așa. Am înțeles că momentan pare cam simplu, dar zic eu că e destul de ok. Nu, e mega șmecher, sincer. Deci mie chiar mi-a plăcut. M-am uitat de la distanță, am crezut că și-a făcut cineva bază aici, pe bune. Ok, și acum, înainte să te arunci în groapa asta, Ce, asta e vrei să bl... spui spawn point-ul acei? Ce, asta e groapă cu MLG? Nu, 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 te-am păcălit, haide, Ah, bagă-te. ok. M-am speriat, pentru o secundă chiar credeam că Am e cu vrut să te MLG pe trolez aici. puțin. Mamă, băi, ce șmecher e aici jos. Ia uite. Bă, ce fain e aici. Bă, ăsta-i dungeon-ul meu, mă. Da, să știi, a bone blocuri. În partea asta, bone meal, oase. Ce tare. Vreau să produc aici cât mai mult bone meal și probabil o să fac ceva afaceri. Da, și O să mă mamă, gândesc eu. ce șmecher ai făcut. Îmi place super mult cum l-ai făcut pe ăsta. Bă, nu e cel mai eficient, că momentan mobii ăștia nu sunt one shot. Ah, Trebuie să dai ok. câteva să... Și ai văzut și gușterii ăștia pe aici Da, aprinși? păi la aia mă uitam din prima cum mi-ai prins. Era și maker dacă prindeai cu diamant. Da, aia mi se par mega rar, nu cred că... Mă, dacă să stau, mă, Blu, Păi, să dacă găsesc. stăm aici, prindem la un moment dat. Cred că durează mult prea mult. Dar oare dacă le-aș da eu diamant? Nu cred că-l iau, cred că numai zombii au diamant. Momentan e ok. Asta e ok, zic eu. Da, e perfect, zic eu, oricum, ai 6 de ăștia, nici că trebuie mai mulți. O să încetinească ei fermă puțin, dar aia e, designul e design, n-ai ce să-i faci. Da, cum, arată super. Pot spune că a fost o zi foarte productivă, adică am făcut rost de 45 de diamante, de aici să le transform în blocuri, 5 blocuri, perfect, cu ce mai am aici? 8 blocuri în total, 3 diamante și am 4 cărți de mending plus ceară pe care o voi folosi la acel acoperiș.